vaso. Mr. Antigas, Amrakas. Куда ты готов? În rezultatul agravării conflictului de la Nistru și survolării intensive a spațiului aerian, președintele Republicii Moldova emite un decret la 15 mai, prin care a ordonat să fie luat sub control spațiul aerian. Ziua de 15 mai 1992 este ziua de naștere a noii mari unități a Armatei Naționale, ziua brigăzii de rachete antiaeriene Dimitrie Cantemir. Atunci, în acea zi, brigada a început de a aduce serviciul de luptă. Conform ordinului ministrului apărării, data de 15 mai este numită ca ziua unității.